Ponse, presubliniere dintele Iohannis Pregte subliniere te o acțiune la CCR împotriva guvernului. Scandalul dintre presubliniere dintele Iohannis sublinierei guvern, pe tema mutrii ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim este doar la început. Dincolo de declarațiile publice, fără efect concret, presubliniere dintele Pregte subliniere te sublinierei acțiuni instituționale. Surse politice convergente au declarat, pentru stiri pe surse.ro. Ce presubliniere dintele Iohannis urmează să formuleze o sesizare a Curții Constituționale, pentru conflict între autorități. Vizat ar putea fi memorandumul adoptat săptămâna trecută în secret de guvern, prin care se demarează mecanismul de consultare în vederea mutrii ambasadei. În acest domeniu există sublinierei un precedent notabil. În vara anului 2012, Curtea Constituțională a trans subliniereat un conflict între presubliniere dintele Băsescu sublinierei premierul Ponta. Acesta din urmă dorea să reprezinte România la Consiliul European, în CCR a decis ce presubliniere dintele este cel care reprezintă statul în exterior. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a susținut, vineri, ce memorandumul secret pe politic extern discutat săptămâna trecută în guvern, referitor la mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a fost o mare greșeală subliniereal. Săptămâna trecut, în guvern s-a discutat un document secret, un memorandum secret pe politic extern. Asta a fost o mare greșeală subliniereal, fiindcă în chestiuni de politic extern, dacă vorbim de documente secrete, care evident sunt sensibile, altfel nu ar avea de ce să fie secrete, trebuia să fie consultat presubliniere dintele, lucru care nu s-a întâmplat. În Constituție, în toate deciziile CCR, în practica politic din România se statuează sublinierea se subliniere tie ce este nevoie, în interesul României, nu în interesul altcuiva, de o consultare instituțională între premier sublinierei presubliniere dinte, ce este nevoie, în interesul României, nu în interesul cuiva particular. Ca autoritățile publice să colaboreze loial, a afirmat Iohannis la Cotroceni. O acțiune la CCR a presubliniere dintelui este încurajat sublinierei de Augustin Segrean, fostul sublinierei al Curcii. Acesta a afirmat că suntem în prezența unui conflict juridic de natură constituțională. Problemele de politic extern sunt, uitați-vă în Constituție, exclusiv ale presublinierei dintelui. El conduce politica externă a României, el stabile subliniere-te în fiincarea de misiuni diplomatice, împreună cu guvernul stabile subliniere-te, nume subliniere-te ambasadorii, dar ambasadorii SRI sunt acreditați pe lângă presubliniere dintele României, a declarat Segrean la TVR.